Știu că a mai trecut o lună de când am mai postat și deja suntem în pragul sărbătorilor și cum tot n-am mai făcut nimic de mult, am zis, bă, ce-ar fi să fac eu așa o idee, mi-a venit așa o idee pe moment. Ăla-i tată. Am făcut rost de două invitații sau trei pe ceva server Tiger Ghost și... Da, am ajuns înapoi pe mete, în aparent. Bring me to heaven. No, bring to heaven. L-avem pe heaven. Hâți. Ai, ce dor nu mi-era de jocul ăsta. Vai de capul meu. Ei mai dăm o șansă jocului, deși nu știu ce șansă să-i mai dăm. Și iată mai iară pe Metin. Dar stai, nu pot să-i dau game capture. Desigur că nu. După mici defecțiuni tehnice, ne-am întors. Și prin ne-am întors mă refer la mine și cu mine. Ne luăm o armă de eroi. Oh, aleu, dacu. Aleu. Cum se vede? Avem aici pagubă medie, valoarea atacului, critică. Mamă, de când am mai văzut bonusurile astea. Apalosa, tinctura recatelor. Wow! Sunteți gata să vedeți gameplay excepțional. Aoleu, te așteaptă incitantele aventuri din Metin 2. Mai întâi trebuie să cauți gardianul orașului. El îți va oferi câteva informații de bază și diverse misiuni. Dacă dorești să mergi la vânătoare, vei găsi animale sălbatice. Da, e plin. Carte comandant. Asta e bună ca să crezi bufa. Fapt, și ceva? Ia stai. Nebunul. Pac. O să-mi dau bloc. Bonzai. 20% XP. Bă, dacă te pietre, Metin să aici. Avem și mi se pare că pe serverul ăsta drop mai mare, rata de drop e de 75%, ceea ce cred că e mult. Ce dracu fac cu viața mea? Yeah, summon Romanian, please pee me. Ce să mai zic despre asta e că serverul ăsta este internațional din ce știu eu, adică se joacă și români și germani și chinezi și... Bă, nu, chinezi nu. Abă, misiune de vânătoare, vânează lup flământ, adică. Platoșă Requiem. Domnul coace. Primi platoșă. Hii, o apărare clopot. Nu mai știu statusurile cum se făceau. Bufița ce faci, puiule? Știi ceva? De minune. Foarte distractiv jocul. Chiar îi duceam lipsa. O să moară bufa. Asta nu a murit. S-a dus pe culă. Carte abilității. Chemarea fulgerului. Asta nu e mișto. Bun. Hii, am luat aura sabii. Dă-te în pizda, mătii. Ia uite, aura sabii. Mamă, 10 milioane e asta. Obiectivul nostru este gata, ne-am îmbogățit deja. Trebuie să mă duc să le iau abilitățile. În învățătura armelor se exersează arta loviturii violente asupra dușmanului slăbit. Prin oscilarea lamelor, ok. Mamă, de când dracu se vorbește așa academic aici? Bun, și dacă ne activăm bufurile, o să iasă... Stai. Oh, da. Nenea negustor, căfă. Nu o să fac questuri. N-am de ce. Bam, n-am nevoie. Blindaj, n-am nevoie. Ok, și avem un total de 4500 de... Ce să știu? Young. O să mă duc să mai bani niște metine. De-aia se numește metin. Ah, ce dor mi-era de... chestiile astea. Dăm un damage foarte mare, aproximativ 1000. Dacă ăsta e 1000 și sparge tata mea. Iar mi-a murit bufa. Nu muri iară. A murit. Mi-a dat carte măcar. Am buscadă, asta nu e bună deloc. Da, și pe lângă astea să facem și o misiune. Stai, asta nu e harta. Ce bine că ești aici. Mersi. Studiez fiecare specie de plantă din acest regat, așa că am o grămadă de lucruri de făcut și pur și simplu nu am timp să plec în scurt. Vrei, te rog, să mă ajuți? Nu. Trebuie să fac câteva experimente, ai putea să-mi procur 5 exemplare. Te rog, ajută-mă. O să găsești la lupul alfa cel flământ. Lupul alfa cel flământ. Lupul alfa cel flământ. Unde pizda, mă?
Lupul alfa cel frămân, uite. Și trebuie să-i ducem instant astea că se ofilesc. Bun. Acum am destule flori de piersică. Bine lucrat, drept recompensă îți dau niște yang și rezultatele cercetărilor mele. Care compensă îți dă 500 puncte de experiență, 1000 yang și o sabie plus 4. Oh, două bonusuri chiar. Tot de la asta mai am de adunat ceva. Flori de clopoțel, lup, flămând alfa-albastru. Este! În sfârșit am destule flori de clopoțel. 2000 puncte, 3000 yang și o platoșă Requiem plus 3. Ca săraci. O nouă mireasmă. Astea, deci, asta cu o nouă mireasmă. Mi-aduc aminte parcă că negustorul ăla de arme, cred că are crash pe negustorul asta. Pe... Da. Și mi se pare că stă odată la geamul ei și cânta și trebuia să-i aduc ceva esență de musc. Esență de pizda. A, uite mă că mi-arată și săgeata unde trebuie să fac quest. Îmi lipsește cineva drag, negustorul de arme. Poate este frică de tatăl meu. Poți afla ce s-a întâmplat cu el, cred că i-a rupt un gât. Și a doua quest, scuză-mă dacă tot n-a nimic. Mi-ai putea face un serviciu, am nevoie de o sticlă pentru licoarea mea roșie. Sunt ocupat aici în magazin și nu mi-o pot procura. Desigur. Ok, tu știi doar că negustorul de armuri e tatăl meu. Așa, vreau să-i pregătești cina. Nu știu ce vrea să mănânce. Ouăle mele. Bun venit, am armuri care te apără și armuri care nu te apără. O, fiica mea te trimite cu siguranță. Aș dori o tocană picantă de vânat cu urs, varză și două ouă. Tare poftă de asta. A spus tata că vrea să mănânce astă seară. Ce-au îndevânat astea două ouă? Următorul pe lista mea este negustorul de arme. Adevărat, nu am cântat sub geamul ei pentru că... Oh, păi... E așa de stânjenitor să vorbesc. Mirosul pe care îl eman este destul de respingător. Mă spun tot timpul, dar mirosul nu vrea să dispară. Chiar am nevoie să produc mireasma. Este singura cale să scap de mirosul îngrozitor. Bun. Ai luat ca pradă o frumoasă ramură de liliac. Ah, liliac, acum am nevoie doar de esență de must. O poți comanda doar în unele magazine speciale. O monedă care se rotește și îți arată binele. Moneda asta numai bine nu ți arată. Îți mulțumesc că acum pot produce o nouă mireasmă. Ce-ar fi să te speri? Voi cânta din nou un cântec de dragoste de seară. Dai seama, îți cântă ăsta la geam și vine numai duhoarele de șobolan. O, mulțumesc, așadar a fost ocupat în tot acest timp. Am să-l aștept în această seară să vină. Vă vezi ce rupe negustorul de armuri cap. Ingredient pentru tratament. Poți ajuta? Nu. De când au început să cadă pietrele metine, ai rupt o boală necunoscută. O să-mi aduci ingredient, tot în ficatul unui lup albastru. Anunță-mă când îl ai. Stau acum un bip, frate meu. Uite-l, uite-l, iot-l ai. I-am luat ficatul. Mulțumim, însă rămânem datori. Care voi, că ești decât unul. A, cred că cercetătorii, stai, sunt prost. Găsește-l pe olarul Iona. Mamă, e fix la dracu în pulă și asta. Oh, dragă, la naiba, nu mă mai opri, nu mă mai pot opri din dușit. Eu am astmă. Mi s-a spus că sâmburi de piersic ar fi un leac nemaipomenit. Îi găsești la mistreții în afara orașului. Ok. Trebuie să omor de ăștia sălbatici. Aparent, da. Gata, fratul meu. Oh, ai primit-o. Tanti, ți-am adus sticla. Mulțumesc. Sper că n-ai întâmpinat probleme prea mari. Mai mari decât grasul ăla. Pare nou aici în localitate. Bunica mea după ce nu mă vede două luni. Par nou aici localitate. Acum mergi și învață tehnicile de bază pentru lupte. Imediat ce ai ajuns. Da, mă, sunt avansat deja. Încă îți lipsește disciplina. Părăsește satul și ucide nouă câini sălbatici. Pac, pac. Cuțu, 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 cuțu. Ah, nici nu știu ce dracu se întâmplă cu viața mea. Ieri n-am dormit 37 de ore și acum am ajuns metin. Cuțu, 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 cuțu. Vreau să mă joc cu cuțu. Bă, la toată lumea e flămândă pe aici, mă, nu mai... Dați-mi, bă, și mie unul care e lihnit. Uite-l, m-am mâncat la mama. Așa trebuie să respecti când te duci la ei, faci cuțu, cuțu și-l mângâi. Dai cu mai măi. Ești mai bun decât am crezut, țeapă. Uite, ai câștigat câteva licori și niște yang. Să rămână, bre. Mă bucur că treci pe la mine. Hopi. Nu ne-am mai... Sigur o cunoști pe negustoria asta de diverse, nu? Da. Vânzătoarea vinde pe puncte de regenerare și alte lucruri folositoare. Nu te... Nu, așa? Haide, pune. Așa că nu strică să te dai bine pe lângă ea. Pune-o pe bun. Bagi mâna pe sub fost. Ziua bună, ai fost trimis de gardianul orașului. Am o sarcină simplă pentru tine. Tatăl meu a lăsat astăzi o dimineață. Ce? Am trebuit să-i duci tatălui meu cartea, dar cum să nu? Ce te duce...
ce te aduce la mine? Ah, te-a trimis fiica mea. Fiica mea trebuie să fie tare ocupată dacă te trimite pe tine. Ca recompensă îți voi da niște yang. Am eu idee ce pot face cu yang-ul. Și nebunul ăsta știe. Stromu, ce mișto arată. Aici se oprește journey-ul momentan. Ieri n-am dormit 37 de ore. Ăsta e cel mai mare achievement pe care l-am făcut. Și... da, continuarea lui Heaven o să-i facem pe live-uri dacă este. Dacă e cineva interesat. Dacă nu, mă bag pe Minecraft. Că tot vin sărbătorile, fraților, fiți mai buni de sărbători. Fiți mai darnici, fiți mai oameni decât sunteți animalelor. Sărbători fericite tuturor, încă o dată, pentru aia 15 abonați care se uită la mine. 14 că unul ăsta deja s-a lăsat. Poate mi-a scos și o luna viitoare episod. Crăciun fericit cu frigiderul gol, mă. Crăciun fericit cu frigiderul gol și cu bradul. Băga mi-a și pula morții, mă, de bradul tot morții, mă, de brad. Puțit, gămâi, pula morții, mă, de brad. Tu scris totul morții de bradul puțit, tu morții.